Asculți Relații cu Sens la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bun găsit, dragi prieteni! Daniel Dragoș Panainte aici, gazda dumneavoastră din cadrul emisiunii Relații cu Sens. Sper că tema ediției inaugurale, Tu ai iubi un om ca tine, să fi produs un eco pozitiv în ceea ce privește drumul de la cunoașterea de sine la iubirea de sine. Am văzut că o bună cunoaștere a poveștii noastre, a proiectului de sens, precum și a istoricului transgenerațional, ne poate oferi o bază sănătoasă în identificarea stelului de atașament în viața de adult. Motivul pentru care este indicat să ne cunoaștem istoria personală, așa cum aminteam și în emisiunea trecută, stilul de atașament și valorile personale, este că vom intra într-o relație de cuplu pregătiți și în mare parte conștienți și vindecați în raport cu trecutul nostru. Așa că tema întâlnirii de azi e despre etapele ciclului vieții de familie, cumva în continuarea temei anterioare. Mai exact, să înțelegem nu doar de ce intrăm în relații, ci și la ce să ne așteptăm în această călătorie. Așa cum spune și terapia Imago, ne naștem într-o relație, ne rănim într-o relație și ne vindecăm într-o relație. Așa că, din acest punct de vedere, e important, consider eu, ca și alocăm în cadrul emisiunii de astăzi această temă a ciclului vieții de familie, a etapelor, practic a etapelor unei relații, tocmai pentru a ști exact la ce să ne așteptăm și să putem identifica etapa în care ne aflăm, etapa cuplului în care ne aflăm acum și să știm pe mai departe ce este bine de făcut. Și v-aș provoca, sau am începe discuția de astăzi, tot printr-o întrebare. Dacă am fi primit o hartă cu etapele unei relații la majorat, cum ar fi arătat azi viața noastră de cuplu? Cum ar fi fost să știm de la vârsta majoratului la ce presupune fiecare etapă? Care sunt provocările și care sunt elementele care ne pot conduce către o viață de cuplu împlinită cu sens. Și atunci eu propun să pornim la drum și să începem să vedem un pic, să facem o scurtă introducere despre și să ne reconectăm la energia emisiunii anterioare, povestind un pic despre proiectul de sens. Spuneam data trecută că nou bebeluș vine, aterizează în mediul familial prin acest proiect de sens, da? Prin dorința părinților de a avea copilul, de a ne avea pe noi, să spunem. Și, practic, noi, ca și bebeluși, da? Aterizăm într-o supă emoțională nediferențiată, cum spune fondatorul terapiei Bowen. Mai exact, neuroștiințele ne spun că sediul emoțiilor noastre este situat în paleocortex, deci eminamente omul este o ființă emoțională. Și atunci e foarte simplu de văzut, bebelușul începe să vorbească în jurul vârstei de un an, deci emoțiile la bebeluș apar înaintea limbajului și, prin urmare, copilul simte încă din burtica mamei și imediat după naștere simte sau ia contact cu mediul, cu acest registru emoțional afectiv al familiei. Practic, prima lecție ce avem de învățat este drumul de la bebeluș la tineri adulți, că aterizăm în această supă emoțională nediferențiată, iar ca adulți vom intra într-un proces de diferențiere a sinului. Practic, încercăm, pornind de la elementele pe care le găsim în familia noastră, povesteam noi de transgenerațional emisiunea trecută despre loialitățile invizibile, sindromele, deci toate lucrurile pe care noi luăm contact cu ele în momentul în care aterizăm în această supă, da? Când venim pe lume, practic intrăm din prima, intrăm direct în istoria familiei noastre și cu bune și cu rele și aceste elemente cu siguranță ca viitori adulți, da? Pentru că aici ne interesează, aici este buba, lucrul care ne doare, da? Cum intrăm în relații, spuneam noi data trecută, pe curat. Cum intrăm noi în relații
cât se poate de mult vindecat sau cât se poate de mult conștient de tot acest bagaj, de tot această zestre pe care transgenerațional o moștenim de la, atât de la părinții noștri, cât și de la, și de la bunici, de la strămoșii noștri, și intrând în relație cu partenerul, partenera de viață, ulterior aducem acest bagaj, această zestre și o punem pe masă, pe masa relației. Și discutăm. Da? Noi știm că primul model relațional, ca și copil, vedem în familie. Și atunci este evident că viitorul, noi ca viitori adulți, vom avea inițial tendința de a reproduce acest model pe care l-am văzut în familie. Și atunci este nemaipomenit să cunoaștem etapele ciclului din vieții de familie, da? Așa cum transpare în terapia sistemică, și practic vă propun o trecere în revistă și cu punctarea unor elemente specifice fiecarei acestei etape. Prima etapă este curtarea sau intrarea în relație, da? Noi știm ca tineri adulți, de cele mai multe ori, bine, începem, să spunem, abecedarul relațiilor încă din perioada adolescenței, da? Când sociologii, când are loc socializarea anticipativă, da? Ceea ce sociologii numesc acest proces prin care tinerii boboci, ca să zicem așa, adolescenții în formare, da, spre tineri adulți, iau contact cu diverse norme sociale și practic are loc prima internalizare. Practic, socializarea anticipativă e cumva întărește rolul și cum s-ar aștepta ceilalți să ne comportăm, da, și socializăm cu pericolii, da, cu egalii, da, adolescenții formează atunci primele legături afective strânse, își formează cercul de prieteni și evident apar și primele relații de prietenii și ulterior, cum mai nou spun acum, spun adolescenții și îmi place această sintagmă, a se pune împreună, deci a intra într-o relație, da? Și practic prima etapă, curtarea, da? E cumva, poate în ziua de astăzi, dacă ne raportăm la bunicii noștri, la părinții noștri, înainte ea avea loc sau era mai de durată, da? Dura mai mult. Astăzi putem constata, să spunem, la tânăra generație, dar poate și la unii dintre noi, că sărim această etapă sau o luăm pe repede înainte. Terapeuții de cuplu spun că curtarea tocmai e în capul listei, începem cu ea, tocmai pentru că ne permite și să creăm un spațiu pentru îndrăgostire, da? Pentru explozia de elemente chimice în corpul nostru, dar în același timp ne permite și, să spunem, să-l cunoaștem partenerul mai bine, da? Deși în perioada fluturilor în stomac, cum e intrarea în relație sau îndrăgostirea și curtarea, se petrec niște fenomene emoționale mai puternice și nu prea acordăm, să spunem, cel puțin aici, în prima etapă, nu prea acordăm atenție, adică nu ne uităm decât numai la elementele frumoase care ne plac la partener, da? Și atunci urmează sau vine în mod natural cea de-a doua etapă, oficializarea socială a cuplului, da? Oficializarea relației. Practic este cumva acest ne-am pus împreună, ieșit în lume. Ieșim împreună cu partenerul, partenera la diverse ocazii, prezentăm partenerul, partenera grupului de prieteni pe care îl avem deja, familiei, poate. În orice caz ne afișăm la diverse ocazii sociale, astfel încât lumea știe că eu și cu tine suntem într-o relație și facem asta public ca o asumare a angajamentului. Are loc, deci, asta nu înseamnă că, și aici este o mică discuție, putem introduce elementul dacă curtarea înțeleasă ca acel set de, nu știu, de gesturi romantice pe care, să spunem, în prima etapă, de cele mai multe ori, partenerul o face către parteneră și invers, de ce nu? Dacă n-ar fi bine să fie păstrat și pe parcursul întregii relații,
Da, eu spun că da, ar fi grozav să rămână o parte din gesturile de început, da? Gesturile romantice de început, care au fost, să spunem, corespunzătoare etapei de curtare, să rămână și mai târziu, pentru că ele vor suda și vor aduce mai multă trăinice cuplului, da? Deci etapa a doua e oficializarea relației, da? Oficializarea, validarea socială a cuplului. Practic, acest moment deja, să spunem, se poate întâmpla după minim 3 luni până la un an, da? Practic, cei doi decid în momentul respectiv să nu mai facă alte căutări și se hotărăsc și iau angajamentul să intre în relație și să treacă către următoarea etapă, etapa a treia, care este mutatul împreună. Da? E adevărat, așa cum spune și Paul Ferini în cartea lui Cum să creăm o relație spirituală, el aduce în discuție că pot exista astăzi mai multe formule și nu doar formula tradițională care era înainte, evident, mutatul împreună și după aia ne căsătorim, ci pot apărea ca o specie a relației în acest moment, nu mutat împreună, ci fiecare să spunem să aleagă să locuiască la casa lui, ca să spun așa, să spunem așa. Practic avem o relație, dar nu locuim 24 de ore, 24 împreună. Poate din cauza că alegem să facem lucrul ăsta să fie o relație mai mult să se întâmple în weekend, pentru că fiecare, să spunem, poate are anumite angajamente profesionale care fac cumva imposibilă interacțiunea în perioada de luni până în vineri și atunci ne vedem sau locuim împreună sau vii tu la mine, trec eu la tine și cumva poate să spunem ca etapă, da? Chiar dacă nu există un mutat împreună, există un stat împreună, dar periodic, nu permanent, da? Vechea, să spunem, în cazul părinților noștri era poate și în popor era acea căsătorie de probă, dacă în anumite zone ale țării, în care practic cei doi alegeau să locuiască împreună pentru un timp de cel mai multe ori până la un an, pentru a vedea exact dacă dincolo din drăgosteala de început, da, și aici avem mai nou rezultate nouă cercetări de neuroștiințe care ne arată că e un cocktail acolo în perioada de îndrăgostire chimic, dopamină, serotonină, care ne face să fim îndrăgostiți și practic să nu fim noi cum suntem noi de regulă și să vedem, să fie etapa, cum spuneam, etapa fluturilor în stomac, să vedem doar numai lucrurile, părțile luminoase ale partenerului și cum este acea vorbă din nou, din popor, cu săptămâna chioară, când decid doi, practic când este această aterizare forțată din perioada din dragoste și te uiți alături și spui cine este partenerul, că eu nu te cunosc sau... Această aterizare, ca să nu fie bruscă și să fie așa o tranziție smooth, ușoară, către, din perioada de îndrăgostire, da? de curtare și de oficializare a relației și mutatul împreună, e fix această treia etapă, cumva gândită ca o etapă tampon spre etapa a patra, da? Căsătoria juridică și religioasă, pentru că ne permite un pic să ieșim un pic din starea de îndrăgosteală, da? Studiile, că spuneam de studii, arată că îndrăgosteala asta chimică sau aportul acesta chimic de substanțe în corp poate dura în funcție de partener de la 6 luni la 2 ani, da? Sau 3 ani, unii au extins, că spunem că dragostea atât durează, da? E de dezbătut și poate o să dezbatem separat într-o altă emisiune tema aceasta. Ideea e că mutatul împreună, etapa a treia cuplului, ajută să revenim cumva, chiar dacă suntem cu capul în nori, să revenim cumva și cu picioarele pe pământ și ușor să începem să ne cunoaștem mai bine partenerul și nu doar părțile luminoase ca până atunci, da? Să-i vedem doar calitățile, știi? Să ne uităm un pic și la
defecte sau, să spunem, să ne uităm și la lucrurile pe care până atunci nu le-am avut în vedere, tocmai pentru a înțelege mai bine cine este partenerul nostru și cu cine ne înhămăm la acest drum, da? Avea o relație, de a construi o relație cu sens, da? E important să înțelegem cumva sensul partenerului, da? Ceea ce discutam și la emisiunea anterioară, să-l cunoaștem mai bine, da? Cunoașterea celuilalt, da? Că vorbeam de cunoașterea de sine, dar vorbim de cunoașterea partenerului, cunoașterea celuilalt, pentru ca să ajungem, să înțelegându-l cum este, să-l iubim mai mult, să-l iubim conștient, să-l iubim și dincolo de starea de îndrăgosteală inițială. Bun, etapa a patra, de cele mai multe ori căsătoria din probă, cum spuneam noi în popor, sau mutatul ăsta împreună, poate conduce, dar nu întotdeauna. Vedem astăzi că mulți tineri apare, din punct de vedere sociologic, acest fenomen de a nu mai trece pe la starea la oficiu stării civile sau pe la preot și pur și simplu aleg trec peste conveniențele sociale și aleg, să spunem, ca o variantă la căsătoria juridică, pur și simplu parteneriatul, să-i spunem așa, o relație asumată în care plătim totul pe din două sau, mă rog, alegem o anumită formulă de a locui în casa cuiva sau poate să fie a noastră proprietate comună și să continuăm viața fără să trecem, efectiv, fără să bifăm vizita la starea civilă sau la biserică, da? Deci, etapa a patra corespunde, să spunem, căsătoriei juridice și din punct de vedere religios și, practic, înseamnă pasul cel mai important sau pregătirea, trecerea de la formal la informal, da? Din acest punct de vedere, constatăm astăzi că vârsta, să spunem, raportat la vârsta când se întâmplă, vârsta la care părinții noștri se căsătoreau, cumva, în general, fetele și în trecut, dar și acum sunt mai, să spunem, mai dornice în raport cu bărbații de a-și întemeia o familie, de a se căsători. Practic doar s-au mutat, dacă înainte, să spunem, erau undeva la în jur de 21-22 la fete și 23-24 la băieți, acum practic cum vedem la tânăra generație că este o mutare sau o întârziere cât mai amplă, da? La femei ducându-se spre 26, între 26 și 28, la bărbați chiar 28-30. Apare un fenomen în Europa, cel puțin la nivel de statistici, în care etapa, o să vedeți acuși, plecarea de acasă a tânărului, da? Când își ia zborul, cum ar veni tânărul, se petrece mult mai târziu. Practic, tinerii care acum, să spunem, că locuiesc cu părinții și sunt studenți, să spunem, chiar și după ce își iau primul job, în continuare preferă să rămână la părinți, da? De cele mai multe ori într-o relație de codependență cu ambii părinți sau mai mult cu mama, în care mâncarea și toate celelalte ale traiului sunt asigurate. De ce mi-aș dori eu neapărat să mă duc într-o chirie sau să îmi accesez un credit imobiliar ca să am propria mea locuință, da? Să mă îndrept spre etapa 3, da, mutat împreună într-o relație sau chiar 4, căsătoria și întemeierea unei familii, aducerea pe lumea unui copil și practic este amânată. Evident, sociologii când analizează această situație o pun pe seama faptului economic, factorului, dar de regulă nu doar acestea sunt cauzele. Cercetări mai noi spun că cumva adolescența este mutată sau, mă rog, a fost împinsă spre un 18-20 de ani chiar și atunci tânărul adult cumva maturizarea apare un pic mai târziu și corespunde cumva acestui moment al plecării mai târziu de acasă, da? După care, cuplu, trece mai departe la etapa 5-a, cuplu cu copii, da, apare primul născut sau poate chiar doi, unul după altul, da, e cuplu cu copiii preșcolari și aici apare creșa și grădinița ca rituri de trecere, deci primele încercări ale noii familii de a acomoda copilul cu ceilalți semeni ai lui. După aia, etapa a șasea este cu copii școlari, da, cuplu cu copii școlari, deja vorbim de ciclu primar și gimnazial. 7,
cuplu cu adolescenți, și aici este o provocare, apare prima o provocare, pentru că conturarea identității de gen aduce și primele conflicte cu familia, da? Adolescenții deja nu se mai înțeleg, vorbesc cu tot o altă limbă, diferită de până atunci, cu care o vorbeau cu părinții, și asta înseamnă că are loc în sistemul familial prima schimbare de granițe sănătoasă, sperăm noi, de fiecare dată, între părinți și adolescenți, se pune un set nou de reguli. Apoi, ce spuneam, etapa 8, plecarea de acasă a tânărului adult, da? Fie că pleacă la facultate într-un alt oraș, fie că alege să locuiască singur într-o chirie, practic reprezintă momentul de separare, da? Vorbeam noi de diferențiere, momentul în care tânărul își ia viața în propriile mâini și decide să trăiască separat de părinții săi. Apoi urmează, evident, plecarea, generează etapa cuibului gol, în care, să spunem, dacă părinții au fost au motivat mereu că creșterea copilului e cel mai important, poate avea un nou o reapropiere a părinților, da, emoțională, până atunci se redescopere a doua tinerețe, când au plecat copiii la studii sau s-au căsătorit, s-au dus la casa lor, și urmează, sau poate, cum vedem acum, incidența multor apariția multor divorțuri la vârsta în jur de vârstă între 45 și 55 de ani, care corespunde fix vârstei părinților a căror tineri adulți și-au luat zborul. Și nu în ultimul rând, etapa 10, a disoluția cuplului, că prin disoluția cuplului înțelegăm moartea partenerului, care duce fie la celibat, da, alege partenerul rămas în viață să nu se mai recăsătorească, să trăiască singur în continuare până la sfârșitul vieții, fie la refacerea vieții, da, prin recăsătorire. Deci acestea sunt cele 10 etape ale cuplului vieții de familie. N-am introdus aici, sau un eveniment dureros în viața de cuplu reprezintă despărțirea sau divorțul, nu l-am introdus, pentru că el poate apărea fie în etapele 1-3, da? Până la mutatul împreună, prima relație, și despărțirea de partenerul ales și urmată de o perioadă de doliu afectiv și reintrare într-o nouă relație, fie în etapele 4-10, când apare divorțul, da, juridic, după căsătorie începem cu etapa a patra, sau e urmată, decesul partenerului e urmat de recăsătorie sau celibat, da, luând calea juridică. Ce e important de subliniat și este bine să știm, că tranziția de la o etapă la alta are loc într-un mod foarte, din punct de vedere sistemic, foarte interesant, și anume că ce nu rezolvăm într-o etapă, da, vieții de cuplu de familie, ducem problemele în etapa următoare. Deci, practic, ideal ar fi să, în fiecare, când suntem în fiecare etapă, să știm, să cunoaștem foarte bine provocările și să rezolvăm acolo, pentru a nu duce, de a nu căra, să spunem, balast emoțional și afectiv în următoarea etapă, când ne va fi mult mai greu să ajungem la o rezolvare cât mai plăcută a problemelor care pot apărea. În linii mari, pentru că ne apropiem de finalul alocat emisiunii, în linii mari acestea sunt cele 10 etapele ale vieții de cuplu, de familie, pe care am vrut să vi le prezint, și vom continua în emisiunile care urmează să detaliem cu mult mai mult care sunt provocările și efectiv care sunt elementele de care este bine să ținem seama când ne aflăm într-una din aceste etape. Până data viitoare, atunci aveți grijă de voi și lăsați sensul să intre în viețile voastre.